Într-o sală arhiplină în care au loc primari, parlamentari, consilieri județeni și consilieri locali s-a dat startul zilelor Drăgășanului. Oficialii vâlceni au transmis mesaje optimiste. În primul rând, tuturor spun și eu la mulți ani, este ziua municipiului, 7 iunie, se împlinesc 483 de ani de atestare documentară. În mijlocul nostru avem pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu. Avem pe domnul prefect, pe doamna inspector general, doamna Andra Vita. Mai avem parlamentari, senatori, pe domnul deputat Eugen Neață, pe domnul deputat Vasile Popoș. Primari, viceprimari, consilieri județeni, consilieri locali, eu vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc directorilor de școli. Cu dumneavoastră realizez ceea ce facem acum aici. Azi este ziua municipiului Drăgășani. De fapt, este ziua dumneavoastră, este ziua oamenilor, pentru că acest municipiu s-a dezvoltat enorm în mandatele domnului primar Cristian Nedelcu. Acest om deosebit pe care l-am lângă mine a atras fonduri foarte multe pentru municipiu. Pentru că știe să atragă bani guvernamentali, dar și bani europeni și știe să chipzuiască foarte bine bugetul municipiului Drăgășani. Evident, Consiliul Județean, al cărui președinte sunt și cu ajutorul dumneavoastră, a rămas și rămâne în continuare alături de Drăgășani. Mai câteva zile au fost utilajele noastre în zonă de la Reaș de Pești și vom continua să facem lucruri bune. Domn primar, poate nu v-a spus, dar vă spun eu acum, s-a depus, din informațiile pe care le-am, scrisoarea de garanție Cristi pentru DN67B. Cristi Nedelcu și primăria a pus la dispoziție terenul, începe organizarea de șantier pentru drumul sudului DN67B și să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care ați avut încredere că acest drum, care n-a mai fost făcut după timpul lui Ceaușescu, se face în acest mandat al meu și al lui Cristi și sunt onorat. Este drumul național 67B, Scoarța Pitești. 17 perechi de drăgășeneni și-au serbat nunta de aur sub privirile adorative ale celor prezenți. În plus, doi dascăli locali, Ioana Dumitrescu și Gheorghe Vieru, au primit câte o plachetă aniversară. Acum două zile, de ziua învățătorului, am participat la o acțiune foarte frumoasă la școala Tudor Vladimirescu, în compania și a domnului inspector general, mă rog, toată conducerea inspectoratului. Pe lângă toate acțiunile care s-au petrecut de ziua învățătorului, la final, o ieșire la pensie pentru domnul director, domnul profesor Gheorghe Vieru. O să invităm alături de noi și pe doamna profesor Ioana Dumitrescu. Aceleași cuvinte de laudă și pentru dumneavoastră. Ideea că totdeauna nu mi s-a părut foarte confortabil gândul că mă pensionez, am spus că ies din activitate și cu gândul la alte activități o să umplu timpul. Îmi cer scuze că de regulă îmi place să vorbesc mult și cred că la obiect. Vreau să spun doar atâta, că în stânga mea este un om care a inaugurat o eră de mare bun simț și omenie, care iubește și a iubit Ăstălimea. Și faptul că mă trece prin ciurul acesta emoțional este semnul că nu vorbesc prostii. De asemenea, cei mai buni sportivi din școlile Drăgășanului au fost premiați de inspectorul general Andra Bicăm.
Premiul special se acordă echipei de fotbal a clasei a 9-a A, premiul întâi, de fapt. Să poftească în față. Premiul al doilea se acordă echipei de fotbal a clasei a 9-a A. La finalul deschiderii oficiale a zilelor Drăgășanului, elevii Palatului Copiilor au încântat asistența.